Regele Carol I s-a născut la 20 aprilie 1839 în Sigmaringen, în sud-vestul Germaniei, fiind al doilea fiu al prințului Carl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen și al soției acestuia, Josefine de Baden. Dinastia Hohenzollern-Sigmaringen era o ramură a familiei princiare de Hohenzollern, care avea legături strânse cu alte case regale europene, inclusiv cu familia regală a Prusiei. Copilăria lui Carol a fost marcată de influența puternică a familiei sale aristocratice și de educația riguroasă pe care a primit-o. Înainte de a deveni regele Carol I al României, el a trăit o copilărie și o tinerețe pline de evenimente și de influențe care l-au pregătit pentru rolul său ulterior în conducerea țării. Educația viitorului rege Carol I al României a fost un aspect crucial al formării sale ca lider și monarh al țării. Carol a primit o educație riguroasă și completă, începând de la o vârstă fragedă, familia sa considerând educația ca fiind de o importanță primordială. Primele sale lecții au fost predate acasă de către guvernante și tutori particulari care i-au predat limba maternă, istoria, matematica și alte materii de bază. Încă de la început, s-a evidențiat că viitorul rege Carol I avea o înclinație naturală spre învățare și o dorință puternică de a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile. După finalizarea studiilor primare la Dresda, a fost înscris la școala de cadeți din Münster, pe care a absolvit-o cu calificativul bine, fiind numit sublocotenent de dragoni. În această școală, el a învățat tactici militare și strategii de luptă, pregătindu-se temeinic pentru viitoarea sa carieră în armată. Aici a primit o educație militară și academică strictă și intensivă, el studiind sub supravegherea unor profesori de renume. Studiile sale priveau o gamă largă de subiecte, printre care se numărau matematica, istoria, diferite alte științe, mai multe limbi străine și informații despre strategiile militare ale epocii. Aici, el și-a dezvoltat abilitățile de lider și cunoștințele necesare pentru a ocupa mai târziu poziții de conducere. Mai departe, urmează cursurile Școlii de Artilerie și Geniu din Berlin, pe care le încheie în 1857. Încă din 1 ianuarie 1857, el a fost numit locotenent secund în suita unui regiment de artilerie, iar în anul 1864 a participat ca voluntar în armata Prusiei, al doilea război al Schleswigului, experiență ostășească care îi va fi de folos mai târziu în războiul ruso-turc din 1877. Înainte de a ajunge domn al României în 1866, el a fost înaintat la gradul de capitan. Educația militară, care a ocupat un loc central în formarea lui Carol I, l-a pregătit temeinic pentru viitoarea sa carieră în armată. El a învățat tactici militare, strategii de luptă și de conducere, dobândind abilitățile necesare pentru a deveni un comandant competent și un lider militar respectat. Pe lângă educația militară, Carol a fost încurajat să-și dezvolte și abilitățile intelectuale și artistice. El a studiat literatură clasică, filozofie și artă, manifestând un interes deosebit pentru cultura și civilizația europeană. De-a lungul vieții sale, el a fost un susținător al artelor și a literaturii, promovând și patronând numeroase instituții culturale și educaționale. Călătoriile au reprezentat, de asemenea, o parte importantă a educației lui Carol. El
a călătorit mult în Europa, întâlnindu-se cu alte familii regale și lideri politici și dobândind experiențe și cunoștințe diverse. Aceste călătorii l-au expus la idei noi și la perspective diferite, contribuind la formarea sa ca lider și la dezvoltarea unei viziuni mai largi asupra lumii. Una dintre cele mai importante influențe asupra educației lui Carol a fost familia sa. Tatăl său, prințul Carl Anton, și fratele său mai mare, Leopold, au fost modele și mentori pentru el, oferindu-i sfaturi și îndrumare în ceea ce privește responsabilitățile și obligațiile sale ca membru al unei familii nobile și ca viitor conducător. Deci, educația lui Carol I a fost un proces continuu și multilateral, care l-a pregătit pentru viitoarea sa carieră ca lider și monarh al României. El a beneficiat de o educație completă, care a inclus atât aspecte militare cât și intelectuale și a fost influențat de diverse experiențe și persoane din viața sa. Prin urmare, copilăria și tinerețea regelui Carol I au fost marcate de educație, călătorii și pregătire militară, care l-au pregătit pentru viitorul său rol de conducător al României. El a demonstrat abilități de lider puternic și hotărât, navigând cu succes prin provocările politice și diplomatice ale vremii sale și promovând dezvoltarea și modernizarea țării sale. În 1866, Carol era deci ofițer în armata prusacă. În acest timp, domnul Alexandru Ioan Cuza a fost înlăturat de forțele interne românești printr-o lovitură de palat. Cum la acea vreme România se găsea sub o influență puternică a culturii franceze, cercurile politice românești se grăbesc să primească recomandarea lui Napoleon al III-lea de a-l alege domn pe prințul Carol. Politicianul Ion Brătianu a fost trimis să negocieze cu Carol și cu familia acestuia posibilitatea ca prințul Carol să ocupe tronul României. După discuții, propunerea fiind acceptată, iar prințul vine la București, unde a fost ales de către adunările ad hoc ale celor două principate ca domnitor al Principatelor Unite, Moldova și Țara Românească. Ascensiunea sa la tron, făcută în fond sub presiunea marilor puteri care doreau să-și asigure o conducere stabilă și puternică în regiune, a avut loc într-o perioadă tumultoasă, plină de instabilitate politică și de transformări, care va reconfigura regiunea Balcanilor, iar el a trebuit să facă față unor provocări și unei opoziții considerabile. În ciuda opoziției și a provocărilor politice, el și-a consolidat puterea și autoritatea, demonstrând abilități de lider puternic și hotărât. La acel moment, Carol avea 27 de ani, fiind necăsătorit. Regele Carol I al României a urcat deci pe tron într-o perioadă crucială pentru istoria țării. Ascensiunea sa la tron a implicat o serie de evenimente și provocări, iar modul în care a gestionat această tranziție a avut un impact semnificativ asupra direcției viitoare a României. Alegerea lui Carol I a fost însoțită de o serie de provocări și opoziție din partea diferitelor facțiuni politice și sociale din principate. Mulți erau îngrijorați de legăturile sale strânse cu familia regală a Prusiei și de influența pe care aceasta ar putea să o aibă asupra politicii interne și externe a României. Cu toate aceste dificultăți, Carol I și-a asumat rolul de domnitor cu hotărâre și determinare. El a căutat să-și consolideze puterea și autoritatea, luând măsuri pentru a suprima opoziția
și pentru a consolida poziția României în fața marilor puteri europene. El a lucrat îndeaproape cu oamenii de stat și liderii politici din țară pentru a promova reformele și modernizarea necesare pentru dezvoltarea României. Tânărul Carol a trebuit să facă față multor provocări și amenințări în această perioadă, inclusiv presiuni externe din partea marilor puteri europene, care doreau să-și extindă influența în regiunea Balcanilor, încă stăpânită de Turcia. Cu toate acestea, el a reușit să facă față presiunilor și să consolideze poziția României în fața acestor provocări. În ciuda tinereții sale, Carol I a demonstrat o viziune clară și hotărâtă și o hotărâre puternică în ceea ce privește dezvoltarea și modernizarea României. El a fost un susținător al reformelor sociale și economice, promovând educația și infrastructura ca mijloace de îmbunătățire a vieții poporului său. În 1869, la vârsta de 30 de ani, Carol I hotărăște să se căsătorească și întreprinde o călătorie în Europa în căutarea unei mirese potrivite statutului său. Se oprește la castelul Neuwied, unde o reîntâlnește pe Elisabeta, principesă de Wied, pe care pare să că o cunoștea încă din 1866, când familia ei, cu puțin înainte de a pleca el spre România, făcuse o vizită la curtea principilor de Hohenzollern-Sigmaringen. După o discuție de o oră, o cere de soție. Principesa era în vârstă de 26 de ani. Nunta are loc la 3 sau 15 noiembrie 1869, funcție de calendarul pe care îl luăm în considerare, după calendarul vechi și după calendarul nou, într-o atmosferă foarte fastoasă. Căsătoria a fost un moment important în viața sa și a contribuit la extinderea rețelei sale de relații și de influențe în Europa. Ca scriitoare, prințesa Elisabeta de Wied își va lua numele de Carmen Silva, sub care va fi cunoscută multora. Căsătoria lor a fost una aranjată, așa cum era obișnuit în cercurile regale ale vremii, dar s-a dovedit a fi una fericită. Elisabeta era cunoscută pentru frumusețea sa, dar și pentru inteligența și creativitatea sa. Regele Carol I al României a avut o viață familială complexă și interesantă, iar căsătoria și familia sa au jucat un rol important în viața și domnia sa. Carmen Silva a devenit rapid populară în cercurile sociale și culturale ale României, promovând arta și literatura și sprijinind numeroase proiecte culturale și caritabile. Ea și Carol au avut o relație strânsă și au colaborat în multe proiecte comune, inclusiv în domeniul cultural și filantropic. Împreună, Carol și Elisabeta au avut un impact semnificativ asupra vieții culturale și intelectuale din România. Ei au sprijinit numeroase instituții culturale și au promovat literatura, muzica și artele în întreaga țară. Elisabeta a scris numeroase poezii și romane, contribuind la dezvoltarea literaturii române. Cuplul regal nu a avut decât un singur copil, pe prințesa Maria, care s-a născut în 1870. Ea a fost crescută într-un mediu privilegiat, fiind înconjurată de iubirea și grija părinților săi. Tragedia a lovit familia regală în 1874, când Maria a murit la vârsta de doar 4 ani din cauza unei boli grave.
Moartea ei a fost un șoc pentru părinți și pentru întreaga țară, care au fost profund afectați de pierderea sa prematură și tragică. Moartea unicei fiice a regelui Carol I al României, prințesa Maria, a fost unul dintre cele mai dureroase evenimente din viața sa personală și din domnia sa. Pentru regele Carol I, moartea fiicei sale a fost o lovitură grea care l-a marcat pe tot parcursul vieții sale. El a fost profund afectat de pierderea ei și a simțit o durere și o tristețe pe care nu a putut-o uita niciodată. Moartea Mariei a avut un impact profund asupra vieții și domniei sale ulterioare. Moartea fiicei lor a dus la o răcire a relațiilor dintre Carol I și regina Elisabeta, care au fost foarte zguduiți de această nenorocire. Dar, curând, cei doi au găsit consolare în sprijinul și în dragostea lor reciprocă. Ei au fost un sprijin, unul pentru celălalt, în momentele de tristețe și și-au găsit puterea de a merge mai departe în ciuda acestei tragedii. Moartea Mariei a fost un moment de durere și de suferință pentru întreaga familie regală și pentru întreaga națiune română. Ea a fost înmormântată cu onoruri regale, iar memoria ei a fost păstrată vie de-a lungul timpului, prin intermediul monumentelor și al omagiilor aduse ei. Deci, moartea unicei fiice a regelui Carol I, prințesa Maria, a fost unul dintre cele mai dureroase evenimente din viața și domnia sa. Pierderea sa tragică a marcat familia regală și întreaga națiune română, iar memoria ei a rămas vie de-a lungul timpului. Cuplul regal, nemai având copii proprii, a fost confruntat cu problema găsirii succesorului la tron. Dreptul revenea, conform Constituției, fratelui lui Carol I, prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen. În octombrie 1880, Leopold renunță însă la tron în favoarea băiatului său mai mare, Wilhelm, dar și acesta renunță în 1888, trecând dreptul său de succesiune asupra fratelui mai mic, Ferdinand, care devine astfel, în 1889, principe de România și vine în țară. Ca atare, atenția cuplului regal se îndreaptă spre soarta nepoților și a altor membri ai familiei extinse. Ei au fost cunoscuți pentru grija și devotamentul lor față de membrii familiei și pentru sprijinul lor reciproc în fața provocărilor și a dificultăților. Deci, relația cuplului regal a fost confruntată cu dificultăți majore și o uriașă tragedie și a fost marcată de unele tensiuni și neînțelegeri, iar căsătoria lor nu a fost, deci, lipsită de provocări și dificultăți. Cu toate acestea, ei au reușit să-și depășească problemele și să-și mențină unitatea și stabilitatea în fața provocărilor vieții. În timpul domniei sale, Carol I a acordat o atenție deosebită și familiei sale extinse, care includea membrii ai familiei regale și alte figuri importante din țară. El a promovat unitatea și coeziunea familiei regale și a sprijinit membrii săi în fața dificultăților și provocărilor vieții. Căsătoria și familia regelui Carol I au jucat un rol important în viața și domnia sa. Relația sa cu Elisabeta de Vid a fost una fericită, contribuind la dezvoltarea culturală și intelectuală a României. Moștenirea lor, ca un cuplu dedicat și influent, rămâne o parte importantă a patrimoniului istoric al țării. Ca domn, în primul deceniu al cârmuirii sale, România era încă un stat în curs de formare, iar Carol I a trebuit să facă față unor provocări și amenințări semnificative la adresa securității naționale. Conștient de situația precară,
a contribuit la consolidarea apărării naționale și la modernizarea armatei române. El a investit în echipament militar modern și în pregătirea soldaților, întărind armata română, consolidând capacitatea de apărare a țării și pregătind-o pentru a face față provocărilor de securitate ale vremii. Rolul militar al regelui Carol I al României a fost crucial în consolidarea statului român modern și în apărarea independenței și a suveranității țării într-o perioadă de transformare și de instabilitate în Europa de Est. La începutul domniei sale, România mai era încă un stat în curs de formare, vasal Turciei, iar Carol I a trebuit să facă față unor provocări și amenințări semnificative la adresa securității naționale. El a investit în modernizarea și întărirea armatei române, consolidând capacitatea de apărare a țării și pregătind-o pentru a face față provocărilor de securitate ale vremii. Unul dintre cele mai importante momente din domnia lui Carol I a fost participarea României la războiul de independență din 1877-1878, iar pregătirile militare făcute anterior pregăteau în fond terenul desfășurării acestuia, evenimentul fiind de prevăzut. Acest război a fost un pas crucial în lupta pentru independența României față de Imperiul Otoman și a reprezentat o încercare majoră pentru armata română și pentru conducerea sa militară. Carol I a jucat un rol activ în conducerea războiului, oferind sfaturi și îndrumări strategice și fiind prezent pe câmpul de luptă în numeroase ocazii. El a demonstrat abilități remarcabile de lider militar și hotărâre în apărarea independenței și a suveranității țării. După încheierea războiului, de independență și recunoașterea independenței României de către marile puteri europene și de Turcia, Carol I a fost proclamat rege al României, lucru petrecut în anul 1881. Aceasta a marcat începutul unei noi ere în istoria țării și a consolidat poziția lui Carol ca lider al națiunii. După încheierea războiului de independență, Carol I a continuat să investească în modernizarea și întărirea armatei române. El a promovat modernizarea echipamentelor militare, instruirea soldaților și consolidarea infrastructurii militare, contribuind la creșterea capacității de apărare a țării. Carol I a fost, de asemenea, implicat în alte conflicte militare importante. Astfel, între anii 1912 și 1913 se desfășoară războiul balcanic, în urma căruia și Dobrogea se va uni cu țara. Carol I a contribuit și acum la organizarea și conducerea efortului de război al României, demonstrând încă o dată abilități remarcabile de lider militar și hotărâre în apărarea intereselor naționale ale țării. Pe lângă rolul său militar activ, Carol I a fost, de asemenea, și un promotor al păcii și al cooperării internaționale. El a sprijinit alianțe și parteneriate strategice care au contribuit la menținerea stabilității și a securității în regiunea Europei de Est și la consolidarea poziției României pe scena internațională. Rolul militar al regelui Carol I al României a fost crucial în consolidarea statului român modern și în apărarea independenței și suveranității țării. El a fost un lider militar remarcabil, cu o viziune clară și hotărâre în apărarea intereselor naționale ale României și în promovarea stabilității și a securității în regiune. Moștenirea sa
ca un comandant competent și un apărător al țării, rămâne o parte importantă a patrimoniului istoric al României. Pe plan militar, Carol I a contribuit la consolidarea apărării naționale și la modernizarea armatei române. El a investit în echipament militar modern și în pregătirea soldaților pentru a face față provocărilor de securitate ale vremii. Rolul militar al regelui Carol I al României a fost crucial în consolidarea statului român modern și în apărarea independenței și a suveranității țării într-o perioadă de transformare și de instabilitate în Europa de Est. Ascensiunea lui Carol I la tron a fost marcată de hotărâre și de abilități de lider remarcabile. El a reușit să navigheze prin provocările și tensiunile vremii sale și să conducă România spre independență și dezvoltare. În timpul domniei lui Carol I, România a devenit un regat independent, ieșind de sub influența otomană. Regele Carol I a fost un susținător hotărât al modernizării României în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și culturale, reformele sale contribuind la dezvoltarea economică și socială a țării. El a fost un susținător al educației și al infrastructurii și a căutat să consolideze poziția României pe scena internațională. El a fost conștient de faptul că țara sa se confrunta cu numeroase provocări și că era esențial să adopte reforme și să promoveze progresul pentru a se dezvolta și a rămâne relevantă în contextul european. Regele Carol I al României a fost o figură centrală în consolidarea statului român modern, a instituțiilor sale, contribuind semnificativ la dezvoltarea și întărirea țării într-o perioadă de tranziție și instabilitate politică existentă atunci în Europa de Est. În timpul domniei sale, România a trecut printr-o serie de transformări politice, economice și sociale care au contribuit la consolidarea statului român modern. Una dintre primele priorități ale regelui Carol I a fost stabilirea și consolidarea autorității regale în fața opoziției și a provocărilor interne și externe. El a lucrat îndeaproape cu liderii politici și cu alte figuri importante din țară pentru a promova reformele și modernizarea necesare pentru dezvoltarea României, cât și pentru a promova unitatea națională și pentru a consolida poziția României pe scena internațională. Carol I și-a asumat rolul de lider cu mare hotărâre. Una dintre primele priorități ale lui Carol I a fost modernizarea instituțiilor politice și administrative ale țării. El a promovat reforme care au consolidat autoritatea statului și au promovat principiile de guvernare eficientă și responsabilă. Prin intermediul acestor reforme, el a contribuit la stabilirea unui cadru politic și legal modern în România. Carol I a fost respectat pentru devotamentul său față de țară și pentru reformele pe care le-a implementat pentru a promova dezvoltarea economică și socială a României și al modernizării infrastructurii. Prin reformele sale, Carol I a stimulat creșterea economică și a îmbunătățit condițiile de viață ale populației. Printre aceste reforme se numără liberalizarea comerțului, dezvoltarea infrastructurii și promovarea investițiilor străine. Infrastructura a reprezentat un domeniu de interes major pentru Carol I, care a înțeles importanța unei rețele de transporturi moderne și eficiente pentru dezvoltarea economică a țării. El a sprijinit construcția de căi ferate, drumuri și porturi care au conectat diferitele regiuni ale României și au facilitat transportul de mărfuri și persoane.
Susținerea lui Carol I pentru modernizare s-a extins și în domeniul social. El a promovat reforme care au îmbunătățit condițiile de viață ale populației și au promovat egalitatea și drepturile omului. Printre aceste reforme se numără îmbunătățirea condițiilor de muncă, extinderea drepturilor civile și promovarea educației. Educația a fost un domeniu de interes deosebit pentru Carol I, care a recunoscut importanța ei pentru dezvoltarea și modernizarea țării. El a promovat construirea de școli și universități și a sprijinit accesul la educație pentru toți cetățenii, indiferent de originea sau de statutul social al acestora. El a sprijinit înființarea unor instituții educaționale și culturale și a promovat accesul la educație pentru toți cetățenii. În domeniul cultural, Carol I a fost un susținător al artelor și literaturii. El a promovat cultura și educația ca mijloace de afirmare a identității naționale și de promovare a valorilor și tradițiilor românești. El a fost un patron al artelor și literaturii și a sprijinit numeroase instituții culturale și artistice în țară. Carol I a jucat, de asemenea, un rol crucial în consolidarea relațiilor externe al României. În primul rând, merită menționat faptul că, prin războiul de independență și prin războiul balcanic, România și-a consolidat independența și și-a extins teritoriul, reunind la țară Dobrogea, deși pierdea Buceacul. Apoi, regele a promovat alianțe, tratate internaționale și parteneriate strategice care au consolidat poziția României în cadrul comunității internaționale și au contribuit la garantarea securității și independenței țării, dar au promovat și stabilitatea și pacea în regiunea Europei de Est. Carol I a promovat de asemenea și relații de cooperare și de schimb cu multe țări europene, acordând importanță comerțului internațional. Regele Carol I al României a avut un impact semnificativ asupra consolidării statului român modern. Prin reformele sale politice, economice și sociale, el a contribuit la modernizarea și dezvoltarea țării și la întărirea poziției României în cadrul comunității internaționale. Moștenirea sa, ca un lider dedicat și vizionar, rămâne o parte importantă a patrimoniului istoric al țării. Pe măsură ce a înaintat în vârstă, regele Carol I al României a devenit tot mai preocupat de stabilirea succesiunii și de pregătirea țării pentru viitorul său fără el. El și-a dedicat resursele și energia pentru a consolida instituțiile statului și pentru a pregăti terenul pentru următorul monarh. Bătrânețea regelui Carol I a fost marcată de o deteriorare a sănătății sale, care a afectat capacitatea sa de a-și îndeplini îndatoririle regale în mod obișnuit. Cu toate acestea, el și-a păstrat interesul și implicarea în problemele politice și sociale ale țării până în ultimele zile ale vieții sale. Moartea regelui Carol I, survenită la puțin timp după declanșarea Primului Război Mondial, în 10 octombrie 1914, la 75 de ani, a fost un moment de durere și tristețe pentru întreaga națiune română. Ea a marcat sfârșitul unei ere importante în istoria României și a generat o profundă emoție în rândul populației, care îl privea pe rege ca pe un simbol al unității și stabilității naționale. Contribuția sa la consolidarea statului român modern și la promovarea valorilor de democrație, libertate și progres continuă să fie recunoscută și apreciată în prezent. Cu toate acestea, moartea regelui Carol I nu a fost doar un moment de tristețe,
ci și un moment de reflecție și de comemorare a realizărilor și contribuțiilor sale la dezvoltarea și modernizarea României. El a fost recunoscut ca un lider remarcabil și un simbol al stabilității și integrității naționale. După moartea sa, regele Carol I a fost succedat de nepotul său Ferdinand, care a preluat tronul sub numele de Ferdinand I al României. Moștenirea lui Carol I a rămas vie în memoria națiunii și a continuat să influențeze direcția viitoare a României și a monarhiei sale. Deși moartea regelui Carol I al României marchează sfârșitul unei ere importante în istoria țării și în viața unuia dintre cei mai importanți monarhi ai săi, moștenirea sa rămâne vie în memoria națiunii și continuă să influențeze evoluția României și a monarhiei în prezent. Regele Carol I al României a fost unul dintre cei mai importanți și influenți monarhi din istoria țării. Domnia sa a fost marcată de numeroase realizări și contribuții semnificative la dezvoltarea și modernizarea României într-o perioadă de transformări și schimbări care afectau întreaga Europa de Est. Una dintre cele mai importante realizări ale regelui Carol I a fost unificarea teritoriilor Dobrogei cu țara și proclamarea României ca stat independent și suveran în 1877, fapt recunoscut de marile puteri abia după 4 ani. Carol I a fost de asemenea un promotor al modernizării în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și culturale ale României. El a promovat reforme care au consolidat autoritatea statului și au stimulat creșterea economică și dezvoltarea infrastructurii. Prin intermediul acestor reforme, el a contribuit la transformarea României într-o țară modernă și progresistă în Europa. Susținerea lui Carol I pentru modernizare s-a extins și în domeniul social. El a promovat reforme care au îmbunătățit condițiile de viață ale populației și au promovat egalitatea și drepturile omului. Printre aceste reforme se numără îmbunătățirea condițiilor de muncă, extinderea drepturilor civile și promovarea educației. Educația a fost un domeniu de interes deosebit pentru Carol I, care a recunoscut importanța ei pentru dezvoltarea și modernizarea României. El a promovat construirea de școli și universități și a sprijinit accesul la educație pentru toți cetățenii, indiferent de originea sau statutul lor social. În domeniul cultural, Carol I a fost un susținător al artelor și literaturii. El a promovat cultura și educația ca mijloace de afirmare a identității naționale și de promovare a valorilor și tradițiilor românești. El a fost un patron al artelor și a sprijinit numeroase instituții culturale și artistice în țară. Pe plan extern, Carol I a promovat relațiile de cooperare și de schimb cu alte țări europene. El a fost un susținător al alianțelor și tratatelor internaționale, care au promovat stabilitatea și pacea în regiunea Europei de Est și au consolidat poziția României pe scena internațională. Moștenirea lui Carol I, ca lider vizionar și progresist, rămâne una de neuitat în istoria României. Moștenirea regelui Carol I al României este profundă și cuprinzătoare, marcând o perioadă semnificativă în istoria și evoluția țării sale. Contribuțiile sale la dezvoltarea și modernizarea țării au avut un impact semnificativ asupra evoluției sale și a poziției sale în cadrul comunității internaționale. Astăzi, el este adesea amintit și comemorat ca un simbol al unității, independenței și stabilității naționale și al aspirației românilor pentru progres și prosperitate.